ziua! Bine ați revenit! Suntem în cea de-a doua zi a concursului School Idol, eveniment care, iată, se găsește la cea de-a șasea ediție. Cei care au fost ieri cu noi au avut parte de un maraton muzical plin de copii talentați, foarte frumoși, foarte talentați și, așa cum spun eu, deși astăzi este ziua festivității de premiere, eu zic că și ieri a fost același lucru, pentru că toți cei care au urcat pe această scenă merită la fel de mult orice premiu de pe lumea asta. E o chestie personală, eu nu cred foarte mult în principiul competitivității, dar haideți să mergem mai departe, să aflăm cine sunt câștigătorii acestei ediții, pentru că sunt convins că toată lumea asta așteaptă. Din punctul meu de vedere, toată lumea. Începem cu sponsorii, cu partenerii acestei ediții. V-am spus și ieri, o repet, este foarte greu în ziua de astăzi să organizezi orice, dar minte un eveniment de amploarea acesteia. Așa că o să vă rog, atunci când le voi mulțumi eu, să-i aplaudați, pentru că toți cei care au pus umărul la organizarea acestei a șase ediții a School Idol o merită cu prisosință. Organizatorul festivalului este Transilvania College, cei care ne și găzduiesc astăzi. Le mulțumim foarte mult! Evenimentul a avut loc cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, care a fost pe parcursul celor șase ediții aproape de School Idol. School Idol a făcut parte în 2015 din marele proiect Cluj, Capitala Europeană a Tineretului. Le mulțumim celor de la Consiliul Județean. Mulțumim de asemenea Dimeco SRL și doamnei Corina Fațadi. Mulțumim Admiror, domnului Marius Timiș, celor de la Floreria Florissima, care au pregătit aranjamentele floraie și, bineînțeles, buchetele pentru câștigător. Lightwork Studio, cei care au asigurat luminile pentru spectacol, domnului Tudor Baciu. Live Rental, echipa din spatele sonorizării, ei au făcut o treabă foarte bună, toate trupele și soliștii au sunat impecabil, vă mulțumim. Și eu zic să vă aplaudați și pe dumneavoastră, pentru că eu zic că sunteți cel mai important, sunteți zi de zi alături de copiii care cântă, îi susțineți, îi aplaudați, pentru că vă spun, asta contează mai mult pentru ei decât orice premiu sau medalie, faptul că le sunteți aproape și încurajați și aveți grijă de ei și investiți timp, energie și bani în talentul lor. Vă mulțumim mult! Ok, înainte de a începe festivitatea de premieră, permiteți-mi să-l invit în fața dumneavoastră pentru a ne adresa câteva cuvinte pe directorul Transilvania College, profesor dr. Ciprian Ghișa. Vestul este rocker, serios, așa, eu știu că merge la concert, e fan manual, parcă, nu? Așa țineam minte. Vă mulțumim încă o dată pentru găzduire. Mulțumesc frumos, bună ziua! Datorită, nu din cauza obsesiei mele pentru heavy metal, suntem o școală rock, suntem o școală în care muzica live este apreciată, și este în care mesajul nostru este we need to stand, we need to fight, să o facem cât mai bine, da? Să facem tot ce facem cât mai bine. Voi fi foarte scurt, este doar o oportunitate să vă mulțumesc tuturor, să mulțumesc tuturor profesorilor, tuturor colegilor mei care au fost implicați în organizarea acestui proiect, și este momentul să mulțumim persoanei care a fost de an bun deja în spatele acestui eveniment, doamna profesor Ana Maria Eli. O să spun doar că Transilvania College înseamnă o comunitate, o comunitate care crește, o comunitate care împărtășește niște valori comune și o comunitate care încearcă să construiască niște tradiții. Și tradițiile astea se construiesc în timp, pas cu pas, iar una dintre ele este aceasta, este School Idol, la a șasea ediție, și să sperăm că, în curând, sigur poate alții pe scenă, nu? Să vorbească la a 20-a ediție, la a 30-a ediție și așa mai departe. Vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată și felicitări tuturor celor care au urcat pe scenă. Mulțumesc! Mersi mult! For those who are about to rock, we salute you! Ok, haideți să facem cunoștință cu juriul, nu? Pentru că e un festival. V-am prezentat ieri, au muncit o zi întreagă, au muncit și azi noapte, am înțeles că rezultatele finale au ajuns la Ana Maria undeva dimineață pe la 4 și jumătate, așa că vă dați seama că s-a lucrat ceva acolo.
Așa că în aplauzele dumneavoastră am să invit membrii juriului pe scenă ca să ne povestească puțin ce și cum. Este vorba de Angelica Nicoară, cunoscută actriță a Teatrului Național din Cluj. Să rămână Angelica. Andy Mureșan. Andy Mureșan, dacă nu mai țineți minte de la Frozen, sigur o să țineți minte după concertul din seara asta. Avem un concert special al trupei Hayex. Și în ultimul rând, Trevor Knight, președintele juriului, acest economist îndrăgostit de bongosuri. Eu v-am invitat pe scenă ca să vă spuneți și voi două, trei vorbe despre cum a fost experiența asta pentru voi, ce v-a plăcut cel mai mult la copii, ce sfaturi le-ați da și ce credeți că înseamnă un asemenea concurs pentru ei, pentru Cluj, pentru voi. Bună ziua! Aș vrea să vă felicit pe toți cei care ați participat la acest concurs, atât pe copii, cât și pe părinți. A fost o experiență interesantă, dificilă, pentru că erau mulți copii frumoși și talentați și una din note trebuia dată, de exemplu, pentru aspect. Păi cum să notezi așa ceva? Când vezi pe scenă copii frumoși, cum să spui că un copil e așa? Și pe urmă mi-am dat seama că se notează, de fapt, felul în care se prezintă pe scenă, să notăm și costumația și cum se potrivește cu momentul pe care l-are de prezentat. Și așa am reușit până la urmă să, poate uneori, să facem o mică diferență ca să putem ajunge la o premiu în final, pentru că altfel erau toți de 10. Ca sfat, continuați să practicați muzică, continuați să cercetați în domenii cât mai variate, adică să nu vă opriți doar la a studia muzica pe care credeți că acum o îndrăgiți definitiv. Căutați și în alte cum să vă spun, în alte zone. Vă dau un exemplu. Muzica populară românească este atât de bogată. Am ascultat ieri foarte multe cântece, de fapt același cântec de foarte multe ori. Dacă aveți curiozitatea să cercetați, veți descoperi multe cântece foarte frumoase pe care puteți să le introduceți pe urmă în repertoriul vostru. Plus, o cultură muzicală vastă vă ajută de asemenea să decideți ce fel de stil de muzică vă place și ce stil de muzică să abordați. Dar o cultură muzicală este necesară și obligatorie. Sunteți mici și aveți un drum lung în față și vă doresc mult succes și curiozitate și multă muzică. E muzica, e minunată! Muzică, trăim, ascultăm tot timpul muzică. Muzica ne bine dispune, ne face fericiți, ne unește, ne aduce împreună. Felicitări, Miss Eliana Maria, pentru festival și pentru tot ce se întâmplă la School Idol. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând vreau să spun cât de fericit am fost ieri că am avut șansa și onoarea să fiu aici cu voi, cu atât mai mult ca jurat. N-am avut nicio șansă să scap pe nimeni. A fost o zi extraordinară ieri, un maraton, așa cum ziceau și colegii mei. Dar cel mai important este că ați avut șansa să urcați pe această scenă. Poate acum nici nu vă dați seama cât de important e la vârsta voastră să aveți șansa să urcați pe o scenă în fața unui public, cu sonorizarea care a fost aici, cu luminile astea, să faceți show, să aveți șansa să vă arătați talentele. Ce pot să vă doresc este să nu vă lăsați, să continuați să cântați. Și, așa cum a zis și colegul nostru, toți sunteți niște câștigători. În primul rând pentru că ați fost aici pe scena asta. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Hello. You know, vorbești românești, so de limba engleză. I don't know if I am repeating myself
from what my colleagues have said, but the amount of talent from you guys, from the little ones to the not so little ones, it's incredible. Please, if you're not the winner, this is a tournament, somebody has to win. Don't feel bad, it's one tournament in your life, you know? Trevor, sorry, I have to translate because not anybody speaks English. Trevor spune că cu riscul de a se repeta e la sentimentul tuturor, într-adevăr, de la cei foarte mici la cei foarte mari, toți sunt, exact, de la cei foarte mici la cei foarte mari, toți sunt câștigători în opinia lui și ceea ce este foarte important și cel mai important lucru e că au avut ocazia să fie pe această scenă, să cânte. Please go on. So don't stop. Have fun, okay? You're doing music. And what musicians do, we play. That's why we never get bored with doing music. True. Asta e important, să vă distrați, să vă simțiți bine, să cântați în continuare, pentru că asta fac muzicienii, cântă. O să cânte toată viața. Cam asta e ideea. So, it was really hard to pick a winner. We have to think of, not just like Angelic said, the aspect, or I was thinking of artistry, you know, how you present yourself on stage. Deci dacă ar fi să alegem un câștigător, sau dacă alegem un câștigător, nu trebuie să ne gândim doar la felul în care se prezintă un artist pe scenă, la felul în care arată. And you all have amazing voices, and some of you, you know, a recommendation to some of you guys. This is your stage, this is your castle, you can do whatever you want, okay? Move, entertain, that's where you're here, to entertain people. Toți aveți voci minunate. Un sfat pe care pot să vi-l dau e să considerați scena castelul vostru, casa voastră. Pe scenă puteți face ce vreți ca și muzicieni. Dați-vă drumul, simțiți-vă bine, cântați, faceți ceea ce simțiți și ceea ce știți cel mai bine. And finally, I just want to say that I don't teach any of the kids in primary, or I only teach the big boys in year 13, year 12. And I think I only had one student in the band that it's one of my students, but none of the little ones, all the middle schoolers, I only teach the big fellas. Trebuie nu predă la clasele mici, elevii lui sunt doar elevi mari de liceu, a avut un singur elev într-un band. And so that's it. My final words, like I always say to my students, have fun. Life is too serious to be taken seriously. Sigur, sfatul pe care vi-l poate da e să vă distrați. La viața e foarte serioasă ca să mai fie luată și serios. Thank you very much. Ok, vă mulțumim. O să vă invit din nou, o să vă invit everybody on the jury, please. You'll be back for the prizes. Și dragi copii, luați-vă părinții de mânuță și cereți-le să vă ducă la cât mai multe concerte. La ce concert ai fost aseară? Eu? Aseară? N-am mai ajuns la Iris, aș fi vrut să mă duc. Am fost în sâmbătă la Dan Grigore, la Filarmonică. Și muzica clasică trebuie studiată, știți? Aici vreau să... Să mergeți la concerte. Dacă vreți să fiți artiști, cântăreți, trebuie să vedeți artiști și trebuie să ascultați multă muzică. Din toate... genurile muzicale. Și genurile muzicale. Mulțumim mult! Da, din păcate, Angelica n-a mai ajuns ieri la concert, a stat aici până seara târziu și propusese un concert cu Iris. Da, așa e, mai faci și sacrificii pentru că copiii ăștia o merită cu adevărat. Ok, și pentru că tot s-a vorbit mult de ea și e normal să fie așa, haideți să o mai aplaudăm încă o dată și să vedem care sunt feedback-urile ei pentru această ediție pe Ana Maria Claudia Eli, Miss Eli, directorul festivalului de 6 ediții, Oopsie Daisy, microfonul. Mulțumesc! De multe ori mai stabat și aseară, văd că și astăzi, astea sunt avion, ca să vorbesc românește. Vă mulțumesc tuturor profesorilor, mulțumesc tuturor părinților, dar mai ales mulțumesc tuturor elevilor. Nu sunteți elevii mei foarte mulți de aici, în concurs au fost doar 3 elevi cu care m-au dat pe spună cadrorilor de educație muzicală. Mulți fac în afara școlii, ceea ce mă bucură foarte tare. Sunt
foarte impresionată de capacitățile vocale, de talentul pe care l-am descoperit în Cluj. Eu nefiind din Cluj, toate 6 ani am aterizat aici. Un oraș minunat, un oraș de care m-am îndrăgostit fantastic de tare, un oraș în care cultura crește și se dezvoltă văzând cu ochii. Nu pot să lucrez în alt domeniu decât în cel al educației, pentru că nu pot să fac față oamenilor mari, dar cel mai mare reward pe care eu pot să primesc ca și profesor este că mă văd atâtea voci minunate și nu, știu că sună un clișeu și toată lumea așa același lucru, extraordinar, toți sunteți câștigători. Am văzut copii din alte țări, am avut ocazia să-i cunosc la ei acasă, în cadrul lor școlar. Și diferența dintre voi și ei, scuzați-mi emoțiile, este că au acces la resursele materiale, refer instrumente și numai departe. Ca talent, copiii pe care am întâlnit în România în cei 17 ani, sunteți fenomenali. Și vă rog să vă aplaudă. În educație, în general, sunt 3 factori. Copilul, profesorul și părintele. Dacă cei 3 nu comunică și au viziuni total diferite, vă spun sincer că 90% este eșec. Acești copii dăruiți de dumneavoastră părinți, felicitări pentru ei, au crescut și cresc în continuare sub atenta ghidare a unor oameni minunați pe care îi numim profesori. Astfel încât aș vrea să invit pe toți profesorii din acest concurs, care au venit în acest concurs, pentru a primi o diplomă. Doamna profesor Comănescu Ramona, de la Colegiul Tehnic Natura, dacă este aici, vă rog să veniți. Călin Neatu, de la Falat, Colegiul Național Pedagogic Cluj-Napoca. Profesor Roman Marius, de la Palatul Copiilor Cluj-Napoca este. Profesor Dana Caraiman, de la Voltage Academy. Dacă nu cineva de la Voltage Academy este bine. Bine, o să-i anunț, îmi pare foarte rău că nu sunt aici în momentul acesta. Doamna profesor Oprescu Dana, de la Palatul Copiilor Oradea. Vă rog să luați. Doamna profesoară Rada Stan, de la Armonia Cluj. Dacă nu este aici, înseamnă una. Mulțumesc. Domnul Văcilă Cristian. Doamna profesor Nan Kinga, de la Școala Gimnazială Dej. Și vreau să le felicit, băieți, pentru performanța voastră. Școala Gimnazială din Dej, acești băieți s-au împreună cu profesoara, sunt autodidacți, singuri. Bravo! Rock! Domnul profesor Marius Popa. Doamna profesor Paula Crișan. Felicitări la profesor Paula Crișan de la Voltage Academy. Cineva de la Voltage Academy m-a văzut cristale, să vină să-i urmâneze, vă rog frumos. Domnul Doru Nedelcu, tot de la Rock Academy. Dacă este cineva de la Rock Academy, să... Minionii! Doamna profesor Dele Ivan, de la Voltage Academy. Și... Doamna profesor Dana Caraiman nu este aici și domnul Roman Marius, nu? Pentru doamna Caraiman. Pentru domnul Dana Caraiman. Mulțumesc. Nu am atacat. Bun. Acum trecem. Vă mulțumesc. Participanți. Sara Balachkira, de la Transilvania College. Tania Sălcudean, ești?
prima de participare. Valeria Lungu de la România Cluj. Este în sală. Dacă nu știți ce rugăminte am, cum sunteți mai mulți concurenți de la acea școală, unul dintre voi să vină și... A, așa, perfect, mulțumesc. Adalia Anito de la România. Ariana Timot, știi ce? Sonia Cătinean, Asociația Culturală Claus Sartre. Și chiar vă rog să-i aplaudați așa, să aplaudați. Mai Clara, Arte de la Azat. Mai Teodora. Sofia Zaharia. Zaharie, mă scuzați. E de la Asociația Classes. Trio Sisters, înapoi. Gisa Malina. Gisa, îmi cer scuze. Vezi că și oamenii mai greșesc, cred, nu greșesc. Dar din greșeli învățăm. Gloria Zaharia. Marta Tereza. Samsudan Antonia. Antonia, școala Liviu Rebreanu. Felicitări, Antonia. Botezatul Bianca, Palatul Copilor, Cluj-Napoca. Felicitări, Bianca. Santa Lorena. Sara Suciu, la Bucurămâne. Deona Roman. La Armonia Mara Pop. Alexandra Ioana Popa de la Asociația Culturală Classes Art Promotion. Bianca Boar, Armonia Cluj-Napoca. Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazar Maria Lung. Ramona Lobons, Voltage Academy. Sălcuța Nicoleta, Colegiul Tehnic Napoca. Josu Adriana, tot de la Colegiul Tehnic Napoca. Tot Adriana Sara. Mulțumim tuturor. Și mai am câteva diplome și gata. Pentru colaboratori, domnul Octavian Băieș, care a stat de ieri dimineață de la 7, stage manager, aș vrea să-i cunoașteți și pe cei care au stat aici. Mulțumesc! Călin Cămărășan, sistemul de sunet. Studio, unul dintre băieții de la Lumin, dacă veniți să ridicați această diplomă. Lor le place să stea în spatele. Mulțumesc. Domnul Cristian Grindean, vă mulțumesc. Designul diplomelor, designul afișelor, absolut toate materialele printate, autocolante, sunt realizate de o elevă din Year 12, asta înseamnă clasa 11-a, de la noi de la școală, care studiază designul și media. Lucrează de două luni, cot la cot cu mine, duminică la ora 12 noaptea a terminat bucletul. Nimic, am luat informațiile, le-a aranjat. Așa că aceasta de frumoasă mulțumim. Vă mulțumesc și aș vrea să rămânem la sfârșit, toți până la sfârșit, pentru că mai avem surprize. Ia
simte foarte emoționat, o înțeleg. Și eu sunt un pic, acum am primit și diploma. Ok, hai că am vorbit destul. Să ascultăm puțină muzică, nu? Că e un festival concurs de muzică, așa că înainte de premii, că ne place suspansul, am să invit în fața noastră un băiat foarte, foarte talentat. O să vină cu o chitară și cu o compoziție interesantă. O să prezintă un canon rock pe care tot digitalizează aici în backstage de când a venit. O să vă rog să-l aplaudați pe elevul de clasa a 7-a Transilvania College, Vlad Morar. Vlad, pe lângă că e un chitarist de excepție, după cum o să-l ascultați și o să vă dați seama cu toții, are la activ așa doar o carte scoasă până acum, de poezie, că îi place poezia, nu s-a gândit încă să o pună pe muzică, dar mai discutăm despre asta. Vlad? Thank you.
Haideți să începem cu festivitatea de premieră. Vă reamintesc că am avut două secțiuni, secțiunea instrumentală și secțiunea solist vocal, la fiecare trei categorii de vârstă, primar, gimnazial și liceu. Ca să aflăm cine sunt câștigătorii la cele două secțiuni, categoria de vârstă primar, am să-l invit din nou pe scenă pe prietenul nostru Andy Mureșan. Andy, o să fie foarte aplaudat astăzi. Andy, nu știu dacă el știe, dar eu sigur nu, așa că e o surpriză totală pentru mine, nici n-am vrut să știu care, cum vor fi anunțați câștigătorii. Îți dau microfonul și de aici îți am întâi. Mersi, Cristi. Să aflăm câștigătorii atunci. Să vină rezultatele finale. Apropo, a fost destul de greu să inotăm pe toți concurenții, mai ales că au fost foarte mulți, că erau foarte aproape toți. Toți au fost aproape, n-au fost note mici, n-au fost excepții. Și, fără să vă mai țin, o să începem cu locul 3, la categoria solist vocal, clasele primare, Jișa Tudor. Tudor? N-a venit azi. Sora lui? Poftim, să-i dai frățurile. Felicitări, Tudor! Locul 2, Ancău Sofia. Felicitări! Și locul întâi, la categoria solist vocal, școala primară, se acordă Carla Ioniță. Felicitări, Carla! Mult succes în continuare! Hai pe scenă, tu! Și sportivă! Felicitări! Și ieri au început festivalul, ne-au dat pe spate, din prima au spart gheața și felicit pentru primul loc. Mult succes în continuare, you guys rock! The Minions, locul întâi, formații, casa primară. Că medalia o să o dea domnului profesor. Felicitări! O să aplaudați încă o dată pe The Minions! Să ne și cântați un pic! Mersi, Andy! Așadar, câștigătorii! Un recital. Fiecare câștigător, atât de la solist vocal, cât și de la banduri, rămâne pe scenă și ne cântă pe o piesă. E alegerea voastră, hai să vă văd cum improvizați. Una singură, vă pregătiți. Vă reamintesc, premiile mari constau în instrumente muzicale achiziționate de la un magazin specializat din Anglia. Ok, cablu de chitară. Ok, pentru bas avem pedale. Cablu de la bas, cine l-are? Așadar, ne pregătim pentru recitalul câștigătorilor. The Minions, locul întâi la formații instrumentale, secțiunea învățământ primar. E foarte fain aici în spate pentru că copiii ăștia chiar știu ce fac.
pentru că ieri n-am apucat, aș dori să prezint trupa. Eu sunt Iulia, la chitară este Voicu. Hai, aplauze! La cealaltă chitară este Ștefan, la bas este Andrei, dar din la clapă și Dani la tot. Și acum o să vreau tot aplauzele din numele acestei piese. Rock Academic Cluj-Napoca, câștigător la secțiunea formației instrumentale învățământ primar, School Idol 2016. Perfect! În continuare o invit pe Sara Ioniță pe scenă. Sara Ioniță de la Palatul Copiilor Oradea a câștigat locul întâi la aceeași categorie de vârstă, secțiunea, așa, haide Sara, secțiunea interpreți vocal. Te rog, la microfon. Thank you.
câștigătoare la secțiunea interpreți vocale, cursul primar. Continuăm cu festivitatea de premieră pentru trupe și soliști, gimnaziu. Angelica Nicoară, te invit din nou pe scenă pentru că tu va trebui să ne ajuți cu festivitatea de premiere. Reamintesc că premiile constau pentru locul întâi într-un set de instrumente de percuție de la Global Sound Percussion Pack, iar marele premiu, când ajungem acolo, să vă mai povestesc despre Angelica, hai să vedem! Da. Se oferă pentru solist vocal, categoria gimnaziu, locul 3 pentru Hara Rusu. Locul 2 oferim premiile pentru profesor și pentru da, pentru școală și așa mai departe. Tot pentru Mara Rusu de la Voltaj Academy, doamna profesoară Paula Crișan. Și pentru doamnă, nu, acum avem premiul 2. Se oferă Lisei Maria Baniu de la România tot pentru Liza Maria Bania, secțiunea vocal singer middle school. Și locul întâi se oferă Iuliei Sorlea de la România. Bravo, felicitări! Și pentru... Tot pentru tine avem încă o diplomă. Da? Pentru profesoara ta, Rada Stan. Și acum pentru trupe vocale, da? Pentru school bands. Oferim premiu pentru jazz. Și pentru domnul profesor Nan Kingo. Felicitări. Și acum, premiul întâi se oferă formației Alligators. The Best Music School. Felicitări! Și domnului profesor Marius Popa. Felicitări! Felicitări tuturor! Sunteți nemaipomeniți. Și acum o să ne cânte. Atât cei care au luat locul întâi la formații, cât și cel care a luat locul întâi la soliști vocali. Felicitări! Da, sigur, dar puteți să cântați voi? Nu? Bine. Bine că stai în fața mea. Hai, mă. Cine ai aruncat?
ziua. Vrem să invităm și pe Elena, Nicule. Ne să iei sau plecat deja. Elena, puțin. Ieri am dat două piese, una trebuie fost cu Viola. Hai că nu. Azi trebuie doar o piesă cu voce, dar ea face parte din trupă. Și eu îți voi locui pe chitarist, deoarece chitaristul are o carieră în basket. Și că dacă îmi dați voie să îl locuiesc. Ok. Music School, Luisa Porta.
Marius Popa, profesor coordonator. Ei au câștigat premiul cel mare la această ediție 2016. Formații instrumentale, secțiunea Gimnaziu. Ok. Scaunul, pentru cine a văzut, mai în spate, e bine, mama? Așa? Așa? De acolo se vede, ați prins un pic mai aici? Ok, e bine. Mama trebuie să fie mulțumită, Iulia, maică ta, așa, scaunul, așa că te invit pe scenă. Aplauze pentru Iulia Șorlea! Sonia! Câștigătoare la secțiunea vocal, Gimnaziu. Cine a fugit cu microfonul de solist? Popular rapping, yeah, la.
Ok, da, Iulia întreba mai devreme dacă e descalificată pentru pantă, o lasă că ia eu scaunul. Iulia Sorlea, locul întâi la secțiunea Spitel Preț, scuză-mă, gimnaziu. Continuăm festivitatea de premiere, mai avem o singură secțiune, liceu, așa că am să-l invit pe președintele jurului, Trevor Knight. Trevor, if you are so kind to be on the stage. Festivitatea de premiere, așadar, să vedem cine câștigă la band-uri, cine câștigă la solist vocal, diplomele, microfoanele. Și la sfârșit, nu uitați, toată lumea pe scenă cântăm împreună, da? Ok, locul 3. Third place, Surucianu Loredana. Loredana Surucianu, la Dumnezeu Tehnicus la Buca. Thank you. Germana Alexandra. Alexandra, second prize. Second prize. First place for Mr. Rares Maris. Rares Maris. De la Colegiul Tehnic. Locul 3 la secțiunea interpretare vocală School Idol 2016. Să vedem la licee. Second prize goes to Get Loud. Get Loud. Locul 2 la trupe. Best Music School. I love to see girls in the band. I have a daughter. Hopefully one day she'll be here. Anyway, the first place goes to El Trio Acoustic. Trio Acoustic. Locul întâi la formație instrumentală. Secțiunea liceu. School Idol 2016. Trio Acoustic vine de la Voltage Academy. Aplauze, vă rog, pentru toți câștigătorii de la această secțiune. Ok, vă mulțumim mult. Trio Acustic, aveți instrumentele la voi? Da? Rămâneți pe scenă, facem un recital împreună? Okidoki. Rămâi și tu, da? Perfect. Thank you, Trevor. Iar la sfârșit, așa cum vă spuneam, înainte de concertul special pe care îl avem în această seară, aș vrea să ne întâlnim toți participanții, toți copiii care au fost pe scenă, o să-i invit din nou pentru că vreau să cântăm o chestie împreună, așa la sfârșit, din suflet, fără nicio pregătire, să se vadă că suntem muzicieni cu adevărat. Îmi place când spun suntem, mă simt și eu parte dintr-o mare familie. Ce? Și dumneavoastră cântați în baie. Eu la fel, suntem muzicieni. Ne pregătim pentru Trio Acustic. Thank you.
Voltajul Academiei Cluj-Napoca, câștigătorii ai secțiunii formații instrumentale, secțiunea liceu. Îl invit pe scenă în continuare pentru recitalul câștigătorului pe Rareș Mariș de la Armonia Cluj-Napoca, locul întâi, solist vocal, secțiunea liceu.
câștigător la categoria soliști vocali liceu. Haideți să vedem marele premiu, la cine merge trofeul. Am să-l invit din nou pe Andy pentru a ne ajuta pentru ultima oară la festivitatea de premieră și după aia se pregătește pentru recital. Marele premiu în acest an, School Idol, constă într-un set complet de chitară. Era aici în față. Cine a furat marele premiu? Era aici. L-am văzut mai înainte. Un set complet de chitară electrică. Are așa, chitară, stand, husă de chitară, curea, stații de amplificare, tuner, set de rezervă, corzi, plus un DVD. Să vedem? Plus un DVD. Ce să vă mai spun? Mă bucur că ați rămas să vedeți festivitatea de premiere. Mă bucur că ați participat în număr atât de mare și sper să vă revedem și anul viitor. Spuneți-le și colegilor voștri să vină și ei să se înscrie și să facem un eveniment și mai mare de atât. Fără să vă mai țin, aș vrea să vă spun două cuvinte doar despre câștigătorul nostru. Ne-a impresionat pe toate... în toate aspectele. Noi am avut o fișă de jurizare de 9 categorii cu punctaj de la 1 la 10, dar stați, două din ele erau de la 1 la 15. Așa că după ce am adunat toate notele de la 3 jurați și am făcut calculele, a ieșit un câștigător foarte clar și aș vrea să o invit în scenă și să o felicit și să-i urez mult succes în continuare. Felicitări, Katia Cărbune! School Idol 2016! Katia, am impresia că e mai mare chitară decât tine. Katia Cărbune, câștigătoarea marelui premiu la această ediție. Lăsăm chitară aici să o vadă toată lumea. Aici să nu creadă pe o primătă de acasă. O să vă rog să-i aduceți scaunul pentru pian, Katiei. Și mai avem nevoie de un stativ pentru microfon. Katia Cărbune se pregătește pentru recitalul Învingătorului, marele premiu al acestei ediții 2016 la School Idol. Change.
care ați ascultat-o este compoziția Ecorbia. A scris-o așa, în timp ce mama și tata erau pe la dedeman și vedeau de treabă, ea scria o piesă, nu? Nu vede că așa e. O să mai auzim, Catia, dăm voie, lăsăm pianul prima dată și după aceea coborâm și noi. Și eu o să te ajut cu chitara, pot? Te rog, mulțumesc. E o chestie să duci chitara unui viitor star. Care deja a pășit pe această frumoasă cale a starurilor în muzică. Facem puțină ordine pe scenă. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, vreau să invit toți participanții. Trupele, haideți! Soliștii vocali, toată lumea care e în sală, în backstage, vă rog să urcați pe scenă pentru că avem un moment comun. Să încheiem așa cum se cuvine această a șasea ediție a sărbătorii care se numește School Idol. Mulțumim încă o dată Transilvania College, mulțumim celor de la Consiliul Județean Cluj, Dimeco SRL, Admirer, Like World Studio, Live Rental, Florăria Florissima și în ultimul rând dumneavoastră, părinților, bunicilor, toți cei care sunteți aproape zi de zi de acești frumoși și talentați copii. Haideți mai aproape ca să avem loc. Toată lumea, atunci pe scenă, păi ce se întâmplă? V-ați obosit ieri așa acum, nu mai aveți energia de ieri, de la show. Atunci toată lumea, seara pe aici, era nebunie. Haideți mai încoace, faceți loc colegilor și mai în față pe scenă. Fetele, față pe scenă ca să intre ceilalți. Așa, uitați-vă lângă voi, vedeți cine mai e, faceți-le loc colegilor. Așa, ca la un cor mare, mare. Miss Ellie, poți să stai acolo în față ca să dirijezi corul. Ok, bandurile și bandurile, vreau să văd toată lumea pe scenă. Uite, vine și bandul meu preferat, acum mai pot să spun, my personal favorites la această ediție, băieții de la The Jars, care sunt niște rocker foarte, foarte adevărați, o să mai auzim de ei. Ok, e toată lumea pe scenă? Simply the best, everybody!
s-a speriat așa, ai? Vezi, e cald. Hai de jos. Tuști. Vă place pe scenă acum așa, dar vedeți, trebuie să faceți asta la oaltă cu toată lumea. Acum!